Așa. Deci, să începem această oră cu aplicații simple ale matematicii în alte științe și să mergem de la creatorii giganți, ca să spunem așa, ai lumii, la filozofii greci. Să vedem cum în trecut oamenii au reușit să facă diferența între înțelegerea lumii din punctul de vedere al matematicii și înțelegerea lumii așa din punct de vedere religios. Conform unui mit chinezesc al creației, care datează de la anul 600 înaintea lui Hristos, Pan Ku, creatorul gigant, a apărut dintr-un nou și a început să făurească lumea folosind o daltă pentru a ciopli văile și munții. Apoi a așezat soarele, luna și stelele în cer și a murit de îndată ce a dus la bun sfârșit aceste sarcini. Moartea creatorului gigant a fost un moment esențial al procesului de creație pentru că rămășițele trupului său au devenit lumea. Adică, craniul lui Pan Ku a devenit bolta cerului, carnea a devenit solul, oasele s-au transformat în pietre, iar sângele în râuri și mări. Ultima lui suflare a adus vântul și norii, iar lacrimile lui ploaia, părul i-a căzut pe pământ, dând naștere plantelor, în timp ce puricii din păr au stat la originea rasei umane. Pentru că nașterea noastră a avut nevoie de moartea Creatorului, suntem condamnați să ne căim pe veci. Iată un mit al creației. Așa, nu e nimic matematic aici, pentru că spre asta vreau să ajung. Există un mit asemănător și în cultura islandeză. Acesta nu începe cu un ou, ci începe cu un hău care se căsca, iar acest spațiu gol separa ținuturile opuse. Să știți că este o chestie la islandezi să dea nume lucrurilor, spațiului unde există morții, spațiului unde există vii, spațiului unde există cald, unde există frig și așa mai departe. E, aici, acest spațiu gol separa ținuturile opuse, Muspel și Niflheim, până când căldura dogoritoare și strălucitoare din Muspel, unde era deci cald, a topit zăpada și gheața din Niflheim, iar umezeala a umplut hăul căscat, făcând să apară viața sub forma gigantului Ymir. Deci, din nou, un gigant. Abia atunci a putut începe creația. Bun. Deci, seamănă foarte mult cu mitul chinezesc al creației. Acum ne mutăm în vestul Africii, în Togo, unde exista populația Kraki, care vorbește de un alt gigant, marele zeu albastru Vulbari, care reprezenta cerul. Era o vreme când stătea chiar sprijinit pe pământ, dar o femeie care pisa boabe cu un lemn lung l-a împus și l-a înghiotit într-una până când l-a supărat și el s-a ridicat. Dar oamenii puteau încă ajunge la vulbarii, se foloseau de pântecele lui ca de un ștergar și smulgeau bucățele din trupul lui albastru pentru a-și condimenta supa. Treptat, vulbarii a urcat tot mai sus, tot mai sus, până când cerul albastru nu mai putea fi atins, iar de atunci acolo a rămas. Deci, ceva de genul, există ceva și ne explicăm într-un fel naiv, corespunzător perioadei respective în care se dădeau aceste explicații. Asta vă spun pentru că suntem totuși în secolul 21 și dorim să înțelegem lucrurile într-un mod modern, într-un mod în care materia pentru care ați venit voi în facultate joacă un rol extraordinar în înțelegerea teoriilor despre lume și viață. Deci, aceste povestiri au un rol de a vă, cum să spun eu, de a vă îndepărta pe voi, dacă eventual mai credeți în asemenea mituri ale creației, de a vă îndepărta și vă aduce spre realitate, pentru că o să vedeți ce se întâmplă când ajungem la mitologia greacă. Așa. De-a lungul
și de-a latul lumii, fiecare cultură și-a favorit despre originea universului și a modului în care l-a fost alcătuit. Până la sfârșitul secolului al VI-lea înainte de Hristos, nu s-a schimbat mai nimic. Însă, începând cu secolul al VI-lea, filozofii erau liberi să abandoneze explicațiile mitologice despre univers și să-și conceapă propriile teorii. Asta datorită faptului că a apărut un fel de liberalism, ca să spunem așa, în un liberalism, să spunem, al intelectualilor, care încercau să creeze povești mai potrivite pentru a explica cum s-a făcut lumea. Ia să vedem, deci, în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Așa. Anaximandru din Milet susținea că soarele este o gaură în inelul umplut de foc care înconjoară pământul, se rotește în jurul lui. El credea că luna și stelele nu sunt decât găuri într-un firmament, desfăluind focuri al mintei ascunse. Deci, cu alte cuvinte, după cum vedeți, dacă încercăm să ne imaginăm ce spunea Anaximandru, închipuiți-vă așa că ar fi ceva, un material, și erau diverse găuri și prin găurile acelea vedem un foc care înconjura tot pământul, cum o fi arătând el și cum o fi arătat pentru Anaximandru, încă nu știm, dar vom afla. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce se vedeau era focul și acel foc se vedea prin acele găuri. Așa, să mai trecem la alt filozof. Xenofan din Colofon credea că pământul emană gaze combustibile acumulate în timpul nopții până când ele ating o masă critică și au foc, creând astfel soarele. Și noaptea cade din nou când balonul de gaz ars în întregime în soare, ca să spunem așa, și procesul continuă. Din ceea ce v-am spus, înțelegeți că Anaximandru și Xenofan erau departe de adevăr, dar ei au încercat să creeze concepte despre cum ar arăta lumea, care măcar nu mai, cum să spun, nu mai puneau zei creatori la și uriași și pitici și teritorii și așa mai departe, care să explice cum a apărut lumea sau cum este lumea. Bun. Deci, ca fapt divers, acești filozofi au fost primii cosmologi, în sensul că erau preocupați de studiul științific al universului și al originilor sale. Cuvântul acesta, cosmologie, provine din cosmeo, este un cuvânt grecesc, care înseamnă a ordona, a organiza, și reflectă credința că universul ar putea fi înțeles, așa cum, de exemplu, eu încerc să îl fac atunci când predau geometrie diferențială și mecanică. Bineînțeles că, mai puțin, vă rog frumos să pun telefonul pe silent. Bineînțeles că știm că în perioada aceea, în Grecia, matematica și filozofia se dezvoltau. Deci începeau să apară zorii științei, pentru că matematica, ceea ce singurul lucru prin care era acceptat ceva, era demonstrația. Și geometria a jucat un rol extraordinar în cunoașterea științifică. Pentru că tot ceea ce afirmai la geometrie trebuia să demonstrezi. Și la fel, în diverse probleme de aritmetică, să spunem așa, trebuia să găsești o argumentație care să țină pasul unei colecții de
adevăruri de la care treceai de la unul la altul, până când ajungeai de la rezultatul inițial la rezultatul final. Deci grecilor le plăcea argumentația aceasta riguroasă. Și căutau explicații convingătoare la diverse, cum să spun eu, lucruri pe care doreau să le studieze. Așa. Un rol important l-a avut Pitagora. Să știți, acum ca fapt divers, 540 înaintea erei noastre, nu trebuie să credeți că este autorul teoremei care îi poartă numele. Pentru că teorema lui Pitagora se pare că fusese descoperită de sumerieni, fusese descoperită de mulți alții înainte, în diverse forme. Dar ce este foarte important la Pitagora este că a încercat să pună bazele unui raționalist științific. El avea o pasiune pentru matematică. Matematica era partea filozofiei sale și el a demonstrat că numerele și ecuațiile puteau fi folosite pentru a formula teorii științifice. Una din primele lui descoperiri, și e păcat că nu se studiază asta cu atenție în școală, a fost explicarea armoniei muzicii prin armonia numerelor, scuzați. Cel mai important instrument în muzica elenă timpurie era o liră cu patru corzi, care se numea tetracord. Așa. Iar Pitagora și-a formulat teoria folosindu-se de modul cum vibra o singură coardă. E, acum, Vladimir, care a mai făcut cu mine niște explicații, să spunem așa, de mecanică cuantică și a înțeles cum e cu coarda vibrantă și cum este cu unda necălătoare, așa, și de faptul cum trebuie să-i potrivești lungi de undă, astfel încât să se lungimea de undă să se coreleze cu lungimea corzii pe care lungimea undei, ca să spunem așa, care se aude din vibrația acelei corzi, așa să se potrivească cumva cu lungimea corzii. Și e o mică teorie care se poate face. Și el a inventat notele de armonie, cu alte cuvinte, prima armonică, a doua armonică și așa mai departe. Și a arătat când se produc sunete din acelea care nu exprimă nimic pentru ureche, adică ceea ce se numesc disonanțe. E, deci, odată ce Pitagora, și vreau să mai fac un comentariu aici, Euler a continuat studiul ăsta fabulos și a avut niște rezultate remarcabile în muzică, ale folosirii matematicii în muzică. Așa, deci odată ce Pitagora a arătat că matematica putea fi folosită pentru a explica și descrie muzica, foarte mulți savanți și cei din școala lui Pitagora au început să gândească că, de fapt, totul ar putea fi explicat prin matematică. E foarte interesant că toate lucrurile astea se petreceau în anul sau în jurul anului 540, așa, iar astăzi încă mai sunt unii care cred că Pământul este plat, încă mai cred că o să fie cipați de Bill Gates și așa mai departe. Și generațiile de savanți formate după acest an au început să-și dea seama că matematica este sau poate fi folosită pentru a explora totul, de la traiectoria unui glonț, a unei ghiulele, până, mă rog, la structurile haotice, meteorologie, creșterea unei plante, orice se putea modela matematic. De exemplu, primul laureat al primului Nobel pentru fizică a fost Röntgen, Wilhelm Röntgen, cel care a descoperit în 1895 razele X. El are o chestie pe care o spunea,
care ar trebui pe tot să ne facă să gândim, mai ales dacă suntem la matematică. Și nu știu câți... asta. Și el spunea următorul lucru. Pregătirea fizicianului cere trei lucruri. 1. Matematică. 2. Matematică. 3. Matematică. Eu cred că nimeni nu a spus mai clar că de, și vă dați seama că era un moment în care fizica nu era atât de bântuită de matematică când Röntgen a spus acest lucru. Am vrut să vă spun asta doar ca să înțelegeți cât de importantă este materia pe care o studiați în facultate și cum trebuie să vorbiți cu copiii pentru a le arăta importanța acestei materii. Bineînțeles că îmi amintesc când eram eu elev, formă student, formă tânăr profesor și în cancelarie, la Mircea, să spunem așa, erau discuții permanente între cei de matematică și cei de fizică. Și noi cei de matematică, în momentul când vreau să le închidem gura, să le spuneam, în momentul când fizica este clară, se numește matematică. Nu mă mândresc cu această răutate pe care am spus-o, pe care am spus-o atunci. Dar trebuie să reținem, trebuie să reținem că e foarte important să fim toți de aceea, anume că matematica este cea care ne ajută să înțelegem cum se modelează natura. Fizicianul nu face altceva decât să ia modelul matematic și să caute un experiment și odată găsit acel experiment să valideze sau nu modelul matematic. Deci modelul matematic poate fi greșit. Experimentul îi va spune fizicianului dacă ceea ce a gândit el sau ceea ce a gândit un matematician sau ceea ce a gândit o altă persoană, un chimist eventual, așa, este corect sau nu. Deci validarea când vorbim de realitate se face prin experiment. Validarea când vorbim de matematică se face prin demonstrație. Așa, deci crezul lui Pitagora era că totul este număr. Și el era convins că și corpurile cerești ascultă de numere. El susținea că mișcarea soarelui, lunii, planetelor pe bolta cerească produce anumite note muzicale determinate de lungimile orbitelor. Deci, prin urmare, spunea el, aceste orbite și note trebuie să se afle în anumite raporturi numerice pentru ca Universul să fie în armonie. Acum a cinstit. Cu puțină matematică care se știa atunci, gândiți-vă că ceea ce credea Pitagora, așa, era maximum ce se putea spune în acel moment despre univers. Puteai să creezi tot felul de astfel de mici teorii, nu prea contează dacă erau adevărate sau nu, dar o mică teorie din asta, mai ales dacă cumva reușești să potrivești cât un adevăr pe acolo, îți dă o satisfacție extraordinară. Și teoria lui era destul de cunoscută în epocă. Afirmația asta că, a lui Pitagora că universul e scăldat în muzică, în primul rând, muzica aceea fiind dată de rapoartele numerelor care sunt cuprinse, mă rog, de lungimile orbitelor planetelor și așa mai departe, a obiectelor care se mișcau, cum spunea el, în jurul Pământului. Deci, practic, nu exista vreo forță supranaturală, ci practic semăna cu ceea ce am numit astăzi o teorică simplă, pare și elegantă, dar evident era ușor greșită. Acum, ce era frumos la teoria asta? Că era simplă și că, în primul și în primul rând, sunt două chestii importante care trebuie să le știți. În general, în fizică, dacă vezi o formulă cât o pagină, trebuie să o lași baltă. E clar că ceva e greșit în formula aceea.
Deci natura nu este atât de complicată încât să fie descrisă într-un asemenea hal. Deci simplitatea și eleganța sunt trăsături ale trăsături ale legilor naturii. Ba chiar, nu mai știu exact epoca, exista un tip care se numea Ockham. Nu, deci să nu credeți că era o mare valoare științifică acest Ockham. Deci nu prea știu multe despre el, dar în orice caz se numește briciul lui Ockham. Cum să spun eu, un fel de indicator al posibilei valabilități a unei teorii. Deci Ockham spunea că dacă ceva cam, cum să spun eu, cam în stilul al lucrurilor care vi-am spus anterior, dacă ceva este extrem de complicat, dacă avem o explicație extrem de complicată pentru ceva, acea explicație în general trebuie să fie greșită. Deci trebuie să se caute una mai simplă. Și acum din din fericire, totuși, toate aceste idei ale lui Pitagora au început să dea roade, pentru că adepți ai școlii pitagoreice au început să se gândească dacă nu pot să folosească efectiv matematica pentru a vorbi despre univers. Și acum, prima chestie importantă este că pe baza observațiilor, vechii greci au stabilit că Pământul trebuie să aibă o formă sferică. Ei s-au uitat, de exemplu, la Lună și au dedus că Pământul nu ar putea să fie diferit de Lună și Soare ca formă. Nu poate să fie Pământ plat și Pământul ăla să fie pe niște elefanți sau să-l țină Atlas pe umăr și așa mai departe, când te poți întreba și Atlas pe ce stătea și așa mai departe. Și apropo de chestia asta, mi-am amintit o glumă, dar adevărată. Bertrand Russell, filozof și matematician, era unul din cei care s-a dedicat și efortului acesta de culturalizare matematică a maselor. S-a dus și a ținut o conferință. Cred că la New York a fost conferința aceasta, la care au venit să asculte tot felul de persoane, nu neapărat persoane cu pregătire matematică. Și a vorbit despre univers și a vorbit despre pământ și după ce a terminat, a întrebat sala, doriți să mă întrebați ceva? La care o bătrână, așa din aceea închipuiți-vă, o bătrână cu o pălăriuță din aceea pe cap, cu un mic val pe față, cu mănuși în mâini, cu umbrelă, îi spune, tinere, ești foarte deștept, dar, zice, pământul nu este așa cum susții tu că este. Dar cum este, doamnă? Zici, pământul stă pe elefanți. La care Bertrand Russell întreabă, și elefanți pe ce stau? La care bătrâna spune, sunt elefanți până jos. Este un mod de a arăta că unele persoane își creează imagini despre lume care par ridicole pentru noi, care putem să vedem imagini din universul îndepărtat, putem să vedem imagini de la aproape 14 miliarde de ani lumină de pământ, de la momentul formării, deci explozie inițiale Big Bang-ului, așa, și să auzi asemenea explicații, vă dați seama, este aiurea. Dar dacă nu ar fi aceste explicații, practic s-ar pierde, cum să spun eu, frumusețea de a dovedi științific că lucrurile stau altfel. Deci, uitându-se și la navele care pleacă pe mare și începea să se piardă, să se piardă, să se piardă cala, până la urmă și vârfurile catargelor se pierdeau, deci și-au dat seama că există o curbură a Pământului, deci Pământul trebuie să fi fost o sferă. Bineînțeles că nu este o sferă, deci noi știm acum că este un geoid, adică
este un obiect care, ba mai mult, cei care ați făcut mecanica cu mine știți că există mare și luna face ca apa să se, cum să spun eu, să se umfle într-o parte și antipodal acelei părți atunci când trece peste zona respectivă. Deci, cu alte cuvinte, forma acestui geoid este în schimbare datorită fenomenelor astronomice. Deci, ceea ce e foarte important este că am ajuns, aici vreau să ajung, că grecii, prin observații, au dedus că Pământul este sferic. Bun. Și totuși, când au ajuns la această concluzie că trebuie să semene toate, s-a ajuns la următoarea întrebare. Dacă Pământul este sferic, cei care stau la Polul Nord, bun, stau și li se pare normal că stau așa, dar cei care stau la Polul Sud cu capul în jos, de ce nu cad? Aici este, vă spun, este o întrebare foarte tare și dacă vă gândiți acum să le explicați copiilor de ce cei care stau în emisfera sudică nu cad, nu vreau să facem experimente, dar sigur veți putea încurca în această explicație. Ce au spus grecii? Ei credeau că universul ăsta în care făceau parte corpurile cerești pe care le știm și bolta cerească, pentru că pentru ei universul era ceva finit, trebuie să aibă un centru. Și că toate lucrurile sunt atrase de acel centru. Și acel centru nu putea să fie decât centrul Pământului, deci centrul Pământului este centrul universului. Așa. Deci, cu alte cuvinte, toată lumea este țintuită de Pământ pentru că centrul Pământului îi atrage fiind centrul universului. Așa. Deci, bine, asta este ok. Ok, cum să spun eu, ca o glumă, dar totuși, vedeți, și-au dat seama cumva că în raport cu centrul Pământului, persoanele, ca să spunem așa, sesizează ideea de stau cu picioarele pe pământ, așa, fără să cadă, în mod, să spunem, la fel. E important asta. Și acum ajungem la partea matematică. Deci știm cum arată Pământul. Să presupunem că Pământul arată ca o sferă. Bun. Acesta este centrul sferei. Polul Nord, Polul Sud. Păi, ce-ar fi să-l măsurăm? Acum, vă spun, există un film care se numește Măsurând lumea. E un film absolut genial, vi-l recomand. Este vorba de doi oameni care locuiau în Göttingen în același timp. Unul este Carl Friedrich Gauss și celălalt este Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, mare călător, iar Carl Friedrich Gauss, celebru matematician, unul din cei cinci, ca să spunem așa. Pentru că, încă o dată vă spun, cei cinci mari sunt Gauss, Poincaré, Hilbert și John Neumann. Toți cu contribuții majore în atât de multe domenii ale matematicii și științei, încât se pare că la ora actuală acest lucru nu mai este posibil. Așa. Și ne întoarcem, deci v-am spus că există acest film Măsurând lumea. Altul care ar merita văzut este Einstein și Eddington. Altul care ar merita văzut este un serial de 10 episoade de pe National Geographic
care se numește Geniu 2. Einstein, care este extraordinar de frumos, pentru că aceste filme nu îți demonstrează nimeni vreo teoremă în ele. Este viața acestor oameni și o să vedeți că dacă stați să vă gândiți și după ce vedeți filmul Einstein, Geniu 2. Einstein, o să vedeți că Einstein a avut o viață destul de tristă. Ok, așa, deci ne întoarcem la faptul că grecii și-au pus problema să măsoare lumea. Și prima măsurătoare era legată de măsurătoarea pământului. Ce dimensiune are pământul? Bun, și pentru această ispravă a fost Eratostene. Eratostene. Așa, el a trăit în jurul anului 207 înaintea erei noastre, în Libia, la Cirene. Așa, și e important să știți că omul acesta, Eratostene, pe care voi știți de la celebru ciura lui Eratostene, în care începe să scrieți numerele, așa, să zicem, în grupe de 10 și începeți să le tăiați pe cele care au divizori. Și după ce le tăiați pe alea care au divizori, ceea ce rămâne sunt numerele prime. Așa, Eratostene era un fel de savant al vremii, la fel ca și Pitagora. Era o minte strălucită, este descris în mai multe scrieri care au rămas din perioada aceea. Era bun în orice domeniu, de la poezie, la geografie, evident că și la matematică. Participa la întreceri sportive. Deci dacă puteți să vă închipuiți, a rămas cu o poreclă, pentatlos, de la faptul că participa la pentatlon și obținuse rezultate foarte, foarte bune. Însă, ceea ce este foarte important de știut, deci că deși el era din Libia, viața și-a desfășurat-o la Alexandria, în Egipt. Iar la Alexandria, în Egipt, așa exista o bibliotecă uriașă în care erau adunate toate scrierile posibile ale vremii. Să știți că Alexandria era cumva mai mult decât Atena, deși pentru lumea asta, pentru lumea antică, Atena este considerat orașul civilizației. Să știți că există persoane care studiază știința antică și toți cred că Alexandria era mult mai importantă, pentru că biblioteca din Alexandria era extrem de bine, existau manuscrise cam pe orice disciplină, iar Eratostene era bibliotecar. Dar atenție, bibliotecar al acestei biblioteci, deci nu era unul care dădea cărțile la oameni să le studieze, nu. Deci rolul acestei biblioteci din Alexandria era acela de universitate. Deci aici veneau savanți din toată lumea antică. Se dezbăteau teorii, se citeau lucrurile care erau deja scrise în cărți și încercau, aveau scribi cu ei și încercau să scrie lucruri noi. Iar Eratostene a fost mulți ani bibliotecarul principal al acestei biblioteci. Deci era instituție de învățământ. Biblioteca din Alexandria. Nu trebuie să vă gândiți ca la Biblioteca Județeană Constanța. Bun. Și acum, într-o discuție. Deci să vedeți ce înseamnă discuții între savanți. Într-o discuție a aflat că în sudul Egiptului era o localitate Sirene, care
Această localitate era aproape de Aswan, unde știți că există niște temple foarte interesante de ale Egiptului antic. Așa. Deci, lângă Aswan, la Sirene, era un puț. Deci, un loc de unde se extragea apă. De ce era acest puț important? Pentru că pe 21 iunie, în fiecare an, 21 iunie este ziua solstițiului de vară. Lumina, deci dacă este să facem desenul cum trebuie, așa, lumina soarelui pătrunde până în fundul puțului. Și să zicem că ca lucrurile să fie ușor de înțeles, deci asta înseamnă că soarele trebuie să bată perpendicular pe pământ. Deci la ora 12 soarele bate și lumina lui se vede aici pe fundul puțului. Păi, ca să spunem așa, făcând acest desen, Eratosthene a înțeles că direcția razei de lumină este spre centrul pământului. Și asta se întâmpla la Siene și a zis, aici este Siene. Iar el era la Alexandria. În aceea zi, la aceeași oră, el a băgat un băț în pământ. A presupus că l-a băgat drept. Deci, cu alte cuvinte, bățul ăsta se ducea până dreapta, suporta acestui băț se ducea până în centrul pământului. Și el a observat că bățul ăsta, de razele soarelui băteau, așa, și produceau o umbră. Așa. Și a aproximat. Deci, mă rog, ăsta e ca și cum l-ar fi aproximat. Și a observat că se face o umbră și aici unghiul acesta era de 7,2 grade. Păi, astea două raze, să spunem așa, sunt paralele. Deci înseamnă că și unghiul de aici era de 7,2 grade. Și astea, toate razele astea de soare sunt paralele. Deci el știa 7,2 grade. Și aici unde suntem? Aici suntem la Alexandria. Păi a zis ăsta Eratosthene, ok, asta înseamnă că datorită faptului că eu știu unghiul acesta și știu că în total aici am 360 de grade, așa, dacă știu distanța dintre Alexandria și Siene, hai să scriem numele, că altfel o să uitați. Dacă scriu distanța dintre Alexandria și Siene, s-a terminat. Păi, de ce? Pentru că automat distanța aceasta se va multiplica de câte ori? Păi, 7,2 ori 2 este 15 și 360, așa, 6 ori 15, deci 6 ori 15 fac 90, ori 4. Deci, cu alte cuvinte, 360 este de fapt 4 ori 12, deci cum mai spune 48, ori 7,2 ăla, aproximativ, bineînțeles. Deci, dacă eu știu cât îi corespunde lui 7,2, deci dacă lui 7,2 îi corespunde X, atunci, precis lui 360, îi va corespunde 48X. Așa, și asta, din această chestie, mă rog, pe vremea aceea nu se măsura în kilometri, deci exista noțiunea, deci ai între astea se numeau 5.000 de stadii. Așa, 5.000 de stadii. Ce însemna stadiu? Deci stadiu era
cum se numește, să zicem așa, o unitate de măsură care, să zicem, dacă ai pune un metru în metri, la greci era de 185 de metri. 185 de metri. Bine, acum mai era o altă problemă, de aici provine și o mică eroare. La egipteni era de 157 de metri. Deci, în orice caz, făcând înmulțit 5.000 de stadii cu 185 și cu cât dă, și făcând calculele aici, practic ajungem la faptul că Pământul ar avea 40.000 de kilometri, avea 40.000 de kilometri diametru. Așa. Deci asta ar însemna că acest 40.000 ar fi un fel de 2 pi r, și când facem aici, se simplifică prin 2, 20.000, așa, pi este 3,14 aproximativ și raza dă aproximativ 6.400 de kilometri. Deci, practic, omul acesta a fost primul care a măsurat Pământul. Nu i-a dat chiar 6.400 de kilometri, pentru că i-a dat 39.250, era o eroare de 2%, dar cu orice eroare a reușit să măsoare, tot a măsurat, adică a făcut un calcul științific. Și calculul acela științific s-a bazat pe, încă o dată spun, ideea că unghiul acesta pe care l-am măsurat, să zicem, avea 7,2 ca acesta. Aceste raze erau paralele, observăm aici niște unghiuri alterne interne. Așa, și ca urmare, dacă știa el cât corespunde aici, 48 ori X, așa, este egal lungimea cercului. Lungimea, să spunem așa, ecuatorială a Pământului. Foarte clar, deci este o chestie științifică. Era prima dată când se folosea o chestie științifică pentru a spune ceva despre Pământ. Deci am aflat că Pământul este o sferă cu raza de 6.400 de kilometri. Bun. Acum veți spune, e mult, e puțin? Eratosthenes nu s-a oprit aici. Să știți că era un tip extraordinar de inteligent și a făcut tot felul de observații. Iar cea mai tare observație, cele mai tare observații ale lui, vi le voi descrie acum. Modul în care a calculat cât de, deci dacă ăsta este Pământul, bun, așa, haideți să vedem cum a calculat el ce mărime are Luna, cât este diametrul Lunii, de exemplu. Și atunci, vedeți, și chestia aceasta, deși e matematică, s-a bazat pe observația că raza Soarelui vine și intră în puțul săpat la Siena, astfel încât la ora 12, pe data de 21 iunie, se vede fundul puțului. Deci s-a bazat pe o observație, să spunem așa, pe observație asupra mediului înconjurător. Ei, el a perseverat și a zis așa: domnule, acesta este Pământul. Știu că Pământul are de aici până aici, deci chestia asta este de 12.800 kilometri. Bine, nu știu dacă el a măsurat, a știut vreodată
de noțiunea de kilometru, evident, cred că nu a scris. Deci el a știut în stadii cât este. Dar haideți să vedem mai departe. Noi le punem modern în kilometri. Și acum să presupunem că aici este soarele. Îl desenez de aiurea așa. Și luna care se rotește în jurul pământului. Și la un moment dat ajunge aici. Adică, cu alte cuvinte, mă pregătesc să vă descriu o eclipsă de lună. A, deci în momentul când a ajuns aici luna, deci este luminată de soare, că razele de soare vin aici, așa, și aici este umbră. E, există un moment în care începe să dispară. Și după 50 de minute, ea dispare complet. Deci ia 50 de minute ca vârful acesta roșu de aici să ajungă aici. Bun. Peste încă 50 de minute nu se întâmplă nimic. Peste încă 50 de minute nu se întâmplă nimic. Dar peste încă 50 de minute, după încă 50 de minute, partea asta de jos, care să zicem a fost albastră, ajunge aici. Evident că nu trebuie să o luați ad literam, adică vă dați seama că luna asta se rotește și în jurul axei ei, dar e vorba de idee și anume că începe să apară după 200 de minute. Păi dacă 50 de minute i-au fost necesare să dispară complet și apare după 200 de minute, asta înseamnă că diametrul lunii înmulțit cu 4 este diametrul pământului. Deci diametrul lunii este 12.800 împărțit la 4, 3200. 3200 de kilometri. Deci a reușit să-și dea seama și ce mărime are luna. Deci această observație este la marginea dintre matematică și fizică și încă o dată vă spun, esențial a fost timpul în care a dispărut complet după ce a început să dispară. Deci a dispărut complet după 50 de minute și a apărut după 200 de minute. Deci este clar că desenul pe care l-am făcut este corect. Dacă aveți vreo întrebare până aici, vă rog frumos. Dacă ați înțeles cum am dedus că diametrul lunii, ce am făcut aici, am scris de 4, diametrul lunii este de 3200 de kilometri. Ați înțeles până aici? Da, am înțeles. Da. E fascinantă simplitatea raționamentului. Așa este, dar vedeți? Asta înseamnă observație. Deci, cu alte cuvinte, nici nu mai știu, Oscar Wilde spunea că toți stăm într-un șgheab, dar unii dintre noi avem ochii ațintiți spre stele. Deci, aia care au ochii ațintiți spre stele, mai au șanse să înțeleagă ceva din lumea asta. Asta este ideea. Acum, asta a spus in. Gândiți-vă că fiind în anul 200 și ceva, deci eram în ce an? Eram în 250, parcă ceva de genul ăsta. Da, 276. Deci în anul 276. Așa? Deci trecuse timpul teoremei lui Tales, ca să spunem așa. Iar Eratosthene o știa. Și ca urmare, dacă o știa, să fac aici, am să notez cu 3, următoarea observație. Să zicem că aceasta este luna. Eu știu diametrul ei, care este de 3200 de kilometri. Să-l facem cu roșu. Așa.
Și de aici am să duc așa și așa și am să mă duc cu acest triunghi până în ochiul lui Eratostene. Deci acesta, să zicem așa, este ochiul lui Eratostene. Așa. Și acum închipuiți-vă că Eratostene, ăsta de aici, întinde brațul așa și se uită prin ochiul lui la unghie, la unghia degetului mâinii drepte întinse. Asta este unghia. Și ține degetul puțin în sus așa și se uită mai departe și constată că datorită mărimii unghii, care unghia are, să zicem, un centimetru mărime de la degetul mare, el acoperă luna. Deci el nu mai vede luna. Și atunci înseamnă că la un metru cât are brațul, aici un centimetru cât are unghia, el acoperă luna. Deci avem două triunghiuri. Triunghiul ochi, lună 1, lună 2 și ochi, unghie 1, unghie 2. Și începi și spui, 1 metru supra distanța, deci un metru care reprezenta O1 supra OL1, care reprezenta distanța care vreau să calculez eu, distanța până la lună. Să o notăm cu L, distanța Pământ-Lună. Așa, este egal cu un centimetru, adică 0,01 metri, așa, supra 3200 kilometri. E, atunci e clar că metru cu metru se simplifică și n-am decât să mulțesc 3200 cu 100 și aflu că L acesta este 320.000, aproximativ 320.000 de kilometri. Deci distanța, asta este distanța de la Pământ la Lună. Deci el a reușit să calculeze și distanța de la Pământ la Lună. Și aici a clacat mai departe și a pus problema să găsească distanța până la Soare. Și acum am să vă citesc dintr-o carte ceva. Bun. Deci, citesc efectiv rând cu rând din carte. Apoi, folosind o ipoteză a lui Anaxagoras din Clazemone și un raționament subtil al lui Aristarch din Samos, Eratosthene putea calcula dimensiunea Soarelui și distanța până la el. Anaxagoras a fost un gânditor îndrăzneț din secolul al V-lea înainte de Hristos, pentru care rostul vieții era cercetarea Soarelui, a Lunii și a Cerurilor. El credea că Soarele era o piatră albă și fierbinte, nu o divinitate, iar despre stele credea de asemenea că sunt pietre fierbinți, dar prea îndepărtate pentru a încălzi pământul. Despre lună spunea că este o piatră rece care nu emită lumină, iar strălucirea ei nu este decât reflectarea luminii soarelui. În ciuda atmosferei intelectuale tot mai tolerante din Atena, unde trăia Anaxagoras, era riscant să afirme că soarele și luna sunt pietre și nu zei, așa încât rivalii săi invidioși l-au acuzat de erezie și au organizat o campanie împotriva lui, în urma căruia Anaxagoras a fost exilat în Asia Mică, la Lampsacos. Atenienilor le plăcea să-și împodobească orașul cu idoli, ceea ce l-a făcut pe episcopul John Wilkins să observe cu ironie în 1638 că un om care a făcut din zei pietre a fost persecutat de niște oameni care au făcut din pietre zei. Frumos, da? Așa.
Arist, în secolul al III-lea, deci Anaxagoras, mă rog, am aflat că credea că astea toate sunt pietre și așa mai departe și era foarte important că a făcut o diferență între lună și soare. Soarele putea să emită lumină și să dea căldură, luna nu. Deci e o chestie foarte, foarte mare, așa, și dacă nu am fi acum, să spunem, foarte conectați la lumea media, cred că mulți dintre noi nu ar putea să își dea seama repede, așa, de ce există această diferență între soare și lună. Așa. Și acum, Anaxagoras este cel care a observat, așa, a observat ceva, pardon, Anaxagoras, Aristarh a observat ceva legat de sistemul acesta soare, pământ, lună și am să vă descriu cu un desen ce a observat Aristarh. Să scriem întâi numele omului. Aristarh. Așa. Și acum am să vă invit să fiți foarte atenți pe cer, căci destul de des veți vedea această situație. Este zi și luna este pe cer. Deci ăsta este pământul. Pământ. Așa. Ăsta este centrul pământului. Mă duc aici cu o dreaptă perpendiculară și luna este aici. Și ceea ce văd eu este aici umbră. Deci jumătate din lună este soare și jumătate nu se vede. Deci din lună văd exact așa ceva. Deci pentru că cealaltă chestie nu o văd. Duc perpendiculara, scuzați-mă, deci nu aici este perpendiculara. Deci tocmai asta e poanta, pentru că văd jumătate din lună. Asta înseamnă că pe o perpendiculară de aici, din centrul lunii, așa, mă duc și aici undeva este centrul soarelui. Și ca urmare, în momentul ăsta și eu sunt pe pământ, așa, există un unghi aici. Există un unghi. Deci ăsta este de 90. Distanța aceasta o știu, este de 324.000 de kilometri. Așa. Și există un unghi aici. Deci eu mă distrez de câte ori chestia aceasta, îmi iau mâna și pun un deget, îl duc către lună și celălalt deget, și mă rog, restul stau așa, către soare. Și constat că unghiul ăsta de aici este foarte aproape de 90 de grade, dar nu e 90 de grade. În trecut, deci Aristarh a crezut că este de aproape 88 de grade. Deci, mă rog, hai să spunem 87 de grade și ceva. 87. Păi vei spune, și cum a făcut? Păi nu este mare scofală. În realitate, ca să lămurim problema, unghiul este de 89 de grade și 85 de minute. Deci așa de mare este. Deci e aproape de 90, cum am spus eu. Deci el a crezut că sunt 87. Și dacă vă uitați aici, ce poți să spui ca să rezolvi triunghiul PLS? Păi, dacă iei sinus, hai să spunem așa, sinus de 87 de grade, acesta este cateta opusă, care nu știi, supra ipotenuză. Deci, neplăcut, ipotenuza nu știi. Atunci, poate este
mai bine să iei cosinus. Și cosinus, dacă iei cosinus de 87 de grade, este cateta alăturată, deci este PL, supra ipotenuză, care este distanța care vrei să o afli tu de la Pământ la Soare. Deci, cosinus de 87, cosinus de 87 este egal cu PL, adică 324.000 supra distanța Pământ-Soare. Deci, ne-am prins acum. Toată problema este cum faci cu cosinus de 87 de grade. Ei bine, vechii greci procedau în felul următor. Deci, să zicem, pentru a arăta, pentru a afla cât era cosinus de 87 de grade, ei construiau cu un raportor foarte ok unghiul de 87 de grade. Bine, eu l-am făcut foarte mic aici. Nu, o să-l schimb. O să-l pun în partea asta. Am să spun că aici este unghiul acesta de 87 de grade. Și ca să calculeze cât este cosinus de 87 de grade, ei procedau în felul următor. Față de punctul acesta, deci duceau o chestie de, hai să zicem, și vedeau la unghiul de 87 de grade cât este umbra aceasta. O puteau, o măsurau și ca urmare găseau chestia asta ca valoare aproximativă. Deci, în felul acesta acționau ei. Găseau ca o valoare aproximativă. Și în momentul când calculezi, așa, găsești cât este valoarea aceea aproximativă, deci vă dați seama, stăteau, aveau metru cu care măsurau destul de precis, bineînțeles că le dădea cu aproximație. Și ideea este că ajungeau să găsească, cum se numește, să ne uităm pe pagina cealaltă, deci distanța Pământ-Soare, distanța Pământ-Soare este acel 324 de mii de kilometri supra cosinus de cât trebuie, cos de alfa. Că v-am spus că unghiul nu este 87, ci este aproape 90, 89-95. Așa. Și se găsește că această valoare este aproximativ 144 de milioane de kilometri. Este o distanță aproximativă. Dar, în felul acesta, am măsurat și cât de mare este ia să vedem ce număr ar fi asta. 3, 4. Cât de mare este distanța de la Pământ la Soare? E, acum a mai rămas să spunem ce diametru are Soarele. Ei bine, acum nu mai este chiar atât de înspăimântător, pentru că iarăși Sfânta Teoremă a lui Tales ne ajută. Și din nou o observație din aceasta legată de sistemul ăsta Pământ. Așa. Să zicem, și aici să zicem că Luna acoperă complet Soarele. Deci se întâmplă să fie eclipsă. Deci asta este Luna. Și împiedică, deci împiedică Soarele să fie văzut în acest punct pe Pământ. Aha, deci acesta ar fi în principiu
diametru Soarelui. Aici știu diametru Lunii, deci ăsta știu, este 3200 de kilometri. Și știu așa, 3200, deci diametrul Lunii, pe diametrul Soarelui, este egal cu distanța Pământ-Lună, care 320.000 de kilometri, supra distanța Pământ-Soare, care este 144.000 lioane de kilometri. Simplific și eu aici cu bucurie. Hai să mai luăm altă culoare ca să vedem. Deci, 3200 cu 320.000 rămân 100, se mai aduc două zerouri și se luăm pe astea trei împreună. Așa. Deci Soarele are diametru de 1.440.000 de kilometri. E, și iată cum în ce an s-a stabilit chestia aceasta. Imediat să stabilim aici. Deci, această chestie a fost făcută de Aristarch, de asemenea. Așa, deci toate chestiile astea legate de Soare au fost făcute de Aristarch. Și asta s-a întâmplat în secolul al III-lea înainte de Hristos. Deci, iată cum arată prima teorie științifică a lumii. Deci, mi se pare foarte, foarte frumos. Mi se pare foarte, foarte, foarte frumos să le spunem asta copiilor și să îi învățăm să gândească cele două științe, să le gândească împreună. Un om este desăvârșit în momentul în care, mă rog, știe disciplina lui, dar știe foarte bine să o și aplice la lucrurile astea care țin de realitatea înconjurătoare. Bun. Deci, asta este foarte, foarte frumos. Avem aici, cum să spun, lucruri care, practic, ne arată cam cât se putea face în lumea antică. În lumea antică, faptul că s-a ajuns aici este fabulos. Bun. Acum, vreau înainte de... Pentru că tot s-ați făcut cu mine mecanică și ați văzut legile lui Kepler. Așa, vreau să vă citesc din cartea asta pe care o am în față, care se numește Big Bang, Originea Universului, de Simon Singh. Așa. Este editura Humanitas. Cine este Simon Singh? Deci el a studiat fizica la Imperial College of London și a obținut titlul de doctor în fizica particulelor elementare la Universitatea Cambridge. Și a dat seama că, deci visul lui a fost să ia premiul Nobel în fizică și a dat seama că nu o să-l obțină niciodată. Și atunci, pentru că în familia lui a fost crescut în spiritul perfecțiunii, a zis măcar să facă perfect popularizarea fizicii și a matematicii. Are cărți de popularizare a fizicii și a matematicii extraordinar de bune. Așa. Deci are Cartea Codurilor, Știința Secretelor, s-au publicat în Humanitas
ultima teoremă a lui Fermat și, bineînțeles, această carte, Big Bang, care, după părerea mea, este absolut genial scrisă. Și, ca urmare, având în vedere că toți ați făcut legile lui Kepler, partea științifică cu mine, vreau să vă citesc ceva absolut fascinant la pagina 48 din această carte. Născut în 1546, vlăstar al nobilimii daneze, Tycho Brahe și-a dobândit o faimă nepieritoare între astronomi pentru două motive. Întâi, în 1566, a intrat în conflict cu vărul lui Manderup Parsberg, probabil fiindcă Parsberg l-a insultat și a bătut joc de o recentă profeție astrologică a lui Tycho. El prezisese moartea lui Soliman Magnificu, ba chiar își îmbrăcase profeția într-un poem compus în latină, fără să fi știut că sultanul murise deja cu 6 luni în urmă. Disputa a culminat cu un duel scandalos. În timp ce se luptau cu săbile, o lovitură a lui Parsberg i-a crestat fruntea lui Tycho și i-a tăiat nasul. Dacă lovitura ar fi fost cu câțiva centimetri mai adâncă, Tycho ar fi murit. De atunci a purtat un nas fals din metal, atât de bine făurit dintr-un aliaj de aur, argint și cupru, încât se potrivea cu tenul lui. Al doilea motiv, mai important pentru Tycho, pentru care Tycho a ajuns celebru, era legat de observațiile sale astronomice la un nivel de acuratețe fără egal. Renumele său l-a făcut pe regele danez Frederic al II-lea să-i dăruiască insula Hven la 10 km de coastă și să-i pună la dispoziție fonduri ca să-și construiască acolo un observator astronomic. Uraniborg, castelul cerurilor. Deci, la pagina 48 este exact această mică povestioară, castelul cerurilor, despre Uraniborg. Așa, acesta a devenit de-a lungul anilor o fortăreață bogat împodobită, care consumă 5% din produsul național brut al Danemarcii, record absolut în finanțarea cercetării științifice până astăzi. Deci nu mai există, cum să spun, la ora actuală, posibilitatea să dai 5% din produsul intern brut al unei țări pentru ca să faci cercetări astronomice. Deci asta este ceva... Uitați-vă că în România nici măcar 1% nu se alocă pentru întreaga cercetare. Pornind de la cum trebuie să arate dinții combinelor care culeg grâu, până la cum trebuie să arate dispozitivele de sfredelit pământul ca să faci puțul, să zicem. Deci, pentru toate astea, din PIB-ul României nu se alocă nici măcar 1%. Deci, cercetarea în România este o bătaie de joc. Așa, iar atunci, acest Frederic al II-lea a dăruit o insulă și 5% din produsul în Danemarcii pentru cercetare științifică, până când a murit el de acest Frederic al II-lea. Așa. Deci, Uraniborg găzduia o bibliotecă, o fabrică de hârtie, o tiparniță, un laborator de alchimie, un cuptor și o închisoare pentru servitorii nesupuși. Turnurile de observație erau dotate cu instrumente uriașe, cum ar fi sextanți, quadranți și sfere amilare, toate pentru ochiul liber, căci astronomii nu învățaseră încă să exploateze posibilitățile lentilelor. Nu existau lunete și nici telescoape pe vremea aceea, ci numai aceste trei tipuri de unelte astronomice, sextanți, quadranți și sfere amilare. Existau câte 4 seturi pentru fiecare instrument, ceea ce permitea măsurători simultane și independente, iar erorile în determinarea pozițiilor unghiulare ale stelelor și planetelor erau minime. Observările lui Tycho Brahe aveau în general o precizie de 1 pe 30 grade, de 5 ori mai bune decât orice altă persoană care a făcut măsurători în acea perioadă. Și acum, atenție, măsurătorile lui beneficiau de avantaj, jucă Tycho își putea scoate nasul și își alinia precis ochiul la aceste instrumente. Reputația lui Tycho ca observator a atras o mulțime de personalități importante. Vizitatorii erau interesați de cercetările sale, dar și de petrecerile excentrice de la Uraniborg, renumite în întreaga Europa. Tycho punea la dispoziție cantități nelimitate de băutură și distra
lumea cu, cu statui mecanice și cu un pitic pe nume Jep, care spunea povești și despre care se credea că ar fi avut darul prezicerii. Pentru a întreține spectacolul, elanul favorit al lui Tycho era lăsat să hoinărească prin castel. Așa și-a găsit și sfârșitul, căzând pe o scară după ce băuse foarte mult alcool. Uraniborg semăna mai curând cu un decor dintr-un film suprarealist decât cu un institut de cercetare. Deși Tycho se formase în tradiția astronomiei ptolomeice, observațiile sale minuțioase l-au obligat să pună sub semnul întrebării vechea perspectivă asupra Universului. Adică Universul acela în care Pământul este în centrul Universului. Deci nu se potriveau, când se făceau măsurători, așa, nu se potriveau anumite lucruri. Și acest, cum să spun eu, acest lucru am să încerc să găsesc un desen bun. Uitați, ceva de genul ăsta ar fi foarte bine. Am să vă dau următorul exemplu. Să zicem că aici este Soarele. Cred că asta e cel mai bun exemplu. Asta este Soarele și Pământul care se rotește în jurul Soarelui. Și aici sunt mai multe poziții. Poziția 1, să zicem, poziția 2, poziția 3, deci Pământul în rotație. Poziția 4, poziția 5, poziția 6, poziția 7, să zicem. Deci am luat mai multe. Și acum, vedeți voi, asta înseamnă să te uiți pe cer. Și am să desenez aici, cu albastru, traiectoria planetei Marte. Deci Marte. Și am să iau lui 1, am să-i pun această poziție 1 pentru Marte. Lui 2, am să-i pun această poziție 2. Lui 3, am să-i pun această poziție 3. Așa. Lui 4, am să-i pun această poziție. Lui 5, am să-i pun această poziție. 6, 7. Asta datorită faptului că este evident că Marte se învârte mai încet pe orbita lui decât se învârte Pământul. Și atunci asta înseamnă că dacă prelungim, scuzați-mă, să zicem că prelungim chestia aceasta, când să-l vedem pe cer, să zicem, noi îl vedem pe corespunzător poziției 1 aici, e poziției 2 îl vedem mai în partea asta. În schimb, pentru poziția 3 îl vedem aici, dar pentru poziția 4 îl vedem aici undeva. Adică ca și cum s-ar întoarce puțin. Adică ca și cum traiectoria lui pe cer ar fi așa, așa, imediat. Ar fi așa, așa. Și pe urmă, mai departe, pentru poziția 5 îl vedem pe aici pe undeva, pentru poziția 6 pe aici. Deci, așa ceva. Deci, să punem așa un fel de 1, aici să punem 2, aici să punem 3, pe urmă l-am vedea pe aici pe undeva 4, pe urmă l-am vedea pe aici pe undeva 5, pe urmă l-am vedea pe aici pe undeva 6 și 7 și așa mai departe. Ei bine, sub nicio formă, datorită faptului că ei nu știau că Soarele e în centrul sistemului solar și, să zicem, aici este orbita Pământului și aici este orbita lui Marte și aceste lucruri par normale datorită faptului că Pământul se rotește cu anumită viteză V și Marte se rotește cu o viteză V mai mic și aceste lucruri par normal, așa. Dacă punem că Pământul este în centru, dacă punem că Pământul este în centru și luăm pozițiile respective, alea de mai înainte,
oamenii s-au gândit că situația este cam așa. Deci Marte se rotește și aici se întoarce așa și iar se rotește și se întoarce așa și așa. Iar aceste chestii se numeau epicicluri. Epicicluri. Deci cu alte cuvinte, pozițiile, să zicem, 1 era aici, 2 era pe aici, 3 era pe aici, mă rog, 4, 5, 6, deci mi se părea că această chestie de pe cer arată în felul în care v-am descris eu, pentru că ei credeau că Marte se rotește în jurul Pământului și nu își puneau problema că vitezele diferite de rotație a Pământului și a lui Marte în jurul Soarelui conduceau la această situație. Și atunci ideea este că de câte ori ajungeau să explice un epiciclu, când făceau observații mai atente, mai trebuiau să introducă încă un epiciclu într-un epiciclu. Deci practic, ce să spun, din ce în ce mai aiurea arăta mișcarea. Adică ăsta este Pământul și închipuiți-vă că aici ar fi un braț care îl ține pe Marte și Marte se rotește așa, continuu, și din rotația asta continuă a lui Marte în jurul punctului acesta de aici, care ar fi, să zicem, un fel de centru al mișcării orbitei sale, în realitate, ceea ce se obținea era chestia aceasta. Așa. Bun, deci acum v-ați făcut o imagine. Și este că omul acesta a reușit pur și simplu să își dea seama că nu este așa, că trebuie să fie ca în cadrul desenului 1, a care corespunde cu desenul 2, iar desenele 3 și 4 sunt desene false. Bun. Și acum haideți să vă spun ce s-a întâmplat, că asta este. Deci ce s-a întâmplat? Deci Tycho în 1588, cam trecuse 50 de ani de când murise Copernic, a publicat despre noile fenomene din lumea eterică. Și atenție, să vedeți ce teorie a făcut Tycho Brahe ca să nu intre în conflict cu biserica. El a spus așa, a mers încât să accepte că Soarele se află în centrul tuturor planetelor, deci toate planetele se roteau în jurul Soarelui, mai puțin Pământul era aici și Soarele era aici și toate planetele se roteau în jurul lui și tot sistemul ăsta de planete și cu Soarele se roteau în jurul Pământului. Evident că Tycho, care nu era un tip cretin, își dădea seama că nu e bună teoria lui, dar a publicat chestia aceasta ca să sublinieze ideea măcar că celelalte planete, toate, se rotesc în jurul Soarelui și pentru a justifica acest lucru, a folosit observațiile sale astronomice. Așa, vreau să știți cum arăta o carte de astronomie la vremea aceea. Deci erau înfățișate calculele și erau pagini întregi de calcule, sute de pagini de calcule, care justificau acest model. Deci să mai spunem o dată. Soarele se rotea în jurul Pământului și orice altă planetă se rotea în jurul Soarelui. Deci sistemul acesta de Soare și toate celelalte planete se roteau în jurul Pământului, dar el a prezentat observațiile numai aici, ceea ce asta s-a întâmplat în 1588.
Bineînțeles, încă o dată vă spun, a refuzat să spună că Pământul este și el planetă care se rotește în jurul Soarelui. Pentru că n-a vrut să nu supere nici pe protectorul lui, pe Frederic al II-lea. Ideea este că, până la urmă, eu am fost foarte șocat când am fost în Danemarca. Există o... Deci Frederic al II-lea ăsta era un tip foarte... cum să spun eu, deci din punct de vedere intelectual, cred că era unul din cei mai deschiși ai oamenii vremii la nou. Prima bursă s-a înființat la Copenhaga pe vremea lui Frederic al II-lea. Așa. Și ați văzut, dădea 5% pentru cercetare științifică în domeniul astronomic, încerca să înțeleagă ce-i cu Universul și îl vizita des pe Tycho Brahe și era mereu parte la petrecerile acelea de care vă povesteam. Ceea ce e foarte important de spus este că, din păcate, el bea foarte mult, astfel încât ghidul, când ne-am plimbat și am găsit locul unde era bursa din Copenhaga cea veche și statuia lui Frederic al II-lea, vedeai un om extrem, extrem, care consuma cel puțin 20 de litri în fiecare zi. Și era cunoscut pentru faptul că toate hotărârile pe care le lua, le lua între 8 și 10 dimineața, după ora 10 începea să consume alcool și nu mai lua nicio hotărâre. Asta este foarte bine, măcar că mai sunt unii care consumă alcool și pormă mai au și hotărâri. Acesta măcar era extrem de luminat și nu făcea chestia asta. Dar datorită alcoolismului a murit. Și în momentul când a murit, Tycho Brahe a trebuit să plece, pentru că nu mai era nimeni dispus să-i financeze castelul cerurilor de pe insula aceea pe care o transformase într-un fel de oază a cercetării. Deci a urmat Cristian al IV-lea, care nu mai era dispus să-i financeze laboratorul somptos și nici să-i tolereze stilul hedonist de viață. Așa, a plecat din Danemarca împreună cu familia, asistenții, piticul Jepp și cu o cantitate impresionantă de echipament astronomic. Din fericire, instrumentele fuseseră proiectate să fie transportate și s-a stabilit la Praga, pentru că împăratul Rudolf al II-lea i-a oferit titlul de matematician imperial și i-a făcut un laborator la castelul Benátky. Deci, oricum, cine a vizitat Praga știe că este un oraș absolut fascinant, adică Copenhaga este nimic pe lângă Praga. Deci dacă doriți să vizitați un oraș fascinant în Europa, vă recomand cu căldură Praga. Castelul Benátky este în partea de sus a orașului, în zona veche, ca să spunem așa, a Pragăi. Și tot acolo există casa în care a locuit Tycho Brahe. Deci se poate vizita casa în care a locuit Tycho Brahe și există o statuie a lui Tycho Brahe și a lui Kepler. Așa. Și și-a găsit la Praga un nou asistent, Johannes Kepler, care sosise în oraș cu doar câteva luni în urmă. Luteranul Kepler fusese nevoit să se refugieze la Graz de teamă că va fi executat de arhiducele catolic Ferdinand, cel care afirma să plin de înverșunare că preferă să pusească țara decât să stăpânească pe niște eretici. Deci, din nou, conflicte religioase, înțelegeți, așa. Deci, din 1600, Kepler a locuit în Praga împreună cu Tycho Brahe și au dorit să înțeleagă Universul, mai ales că Kepler era un matematician desăvârșit. Bun. Acum, exact cum scrie în carte,
această prietenie și colaborare s-a închegat la momentul potrivit, pentru că la aproximativ 2 luni după ce s-au cunoscut, Tycho a participat la o cină găzduită de baronul von Rosenberg și a băut fără măsură. Dar a refuzat să încalce eticheta și să părăsească masa pentru a merge la toaletă înaintea baronului. Kepler avea să noteze, pe măsură ce bea, simțea că îi se umflă vezica, dar a pus politețea înaintea sănătății. Când a ajuns acasă, abia mai putea să urineze. Noaptea a făcut febră, iar apoi crizele în timpul cărora își pierdea cunoștința alternau cu delirul. 10 zile mai târziu a murit. Pe patul de moarte, Tycho repeta într-una, măcar să nu fi trăit degeaba. Nu avea de ce să teme, pentru că Kepler urma să valorifice din plin minuțoasele observații ale lui Tycho. Și, într-adevăr, ca să trecem peste chestiunea aceasta, a fost absolut fascinant în momentul în care Kepler și-a dat seama că, de fapt, planetele pe care, în această figură de aici, Tycho credea că se rotesc în jurul Soarelui, ca și Copernic, cum afirmează și Copernic, pe cercuri, așa, de fapt se rotesc pe elipse. Iar Soarele, în loc să fie în centru cercului pe care se rotesc planetele, este într-un focar al acestor elipse. Și viteza planetelor variază continuu și știți legile lui Kepler. În momentul când a văzut că toate calculele se potrivesc și ajunsese la soluția misterului orbitelor planetelor, este o chestie menționată de Kepler care spune: Dumnezeule Atotputernic, am ajuns la gândurile tale prin voia ta. Și s-a apucat să scrie o carte care avea 900 de pagini de calcule. Așa, bineînțeles că nu a fost foarte bine privită. Așa, dar în cartea aceasta el a explicat de ce până atunci ceilalți credeau că orbitele planetelor în mișcarea lor în jurul Soarelui erau cum se numește, cercuri. Și spune așa: geometria fusese studiată încă în Antichitatea Greacă. De ce oare nimeni până la Kepler nu bănuise că elipsele ar putea reprezenta forma orbitelor planetare? După cum am văzut, un motiv a fost adânc înrădăcinat în credința de perfecțiune divină a cercurilor, lucru pe care chiar Pitagora l-a sugerat. Dar un alt motiv a fost că elipsele planetare sunt foarte puțin turtite. Deci ele păreau chiar cercuri. De pildă, raportul dintre axa mare și axa mică este un bun indiciu asupra cât de turtită este elipsa. În cazul cercului n-am nicio turtire, deci raportul acesta este 1. E, raportul în cazul lui Marte, vi-l citesc pe cel din carte, este 0,99986. Deci, cu alte cuvinte, e aproape 1. Deci este foarte greu să-ți dai seama că, de fapt, Marte se mișcă pe o elipsă în jurul Soarelui, dar asta pentru că semiaxele sunt aproape egale. La Pământ este 0,99566. Deci, vă dați seama, nu este... Deci, când vezi desene într-o carte și eu când v-am făcut desenele, v-am făcut Soarele aici și am zis Pământul și am făcut elipsa foarte turtită. Nu, elipsa aceea are cele două focare atât de apropiate încât pur și simplu este aproape de forma unui cerc. Bun. Și
cam asta ar fi cu matematica în lumea antică. Și acum să facem un salt. Să facem un salt și să ne gândim la elevii care văd diverse probleme. Chiar două din ele, întotdeauna mi-a plăcut să le menționez, pentru că dacă spui unui elev, dacă îi dai o șansă să înțeleagă un anumit capitol din matematică și îl unești cu un capitol de fizică, începe să spună, băi nene, toate lucrurile astea, uite cum se leagă. Deci, hai să iau iau G cu steluță și am să iau mulțimea minus 1, 1 cu operația steluță, așa, care funcționează după regula X steluță Y egal cu X plus Y supra 1 plus XY. Acum, este clar că atunci când X este minus 1, 1, deci cu alte cuvinte, X e mai mare strict decât minus 1 și mai mic decât 1, și Y este între minus 1 și 1, Y este mai mare decât minus 1 și mai mic decât 1, rezultă că asta se scrie modul de X mai mic decât 1, asta de aici se scrie modul de Y mai mic decât 1, deci în total eu pot să scriu modul de X, modul de Y mai mic decât 1, ceea ce înseamnă că de fapt astea două se scriu împreună, XY mai mare decât minus 1 și mai mic decât 1. Când mă uit la bucata aceasta, înseamnă că 1 plus XY este mai mare ca 0. Aha, deci numitorul de acolo de sus, de la legea de compoziție pe care o am aici, este pozitiv. Păi, acum, ideea este că eu mă întreb dacă X steluță Y este cuprins între minus 1 și 1, adică cu alte cuvinte, este operația aceasta bine definită pe mulțimea minus 1, 1? Mă întreb. Și atunci aș vrea să arăt, deci vreau, ca X plus Y supra 1 plus XY să fie mai mare decât minus 1 și să fie mai mic decât 1. Întrucât 1 plus XY este pozitiv, în momentul când aduc la același numitor aici, eu pot să pierd numitorii. Deci o să am minus 1 minus XY mai mic decât X plus Y mai mic decât 1 plus XY. Ceea ce implică, în momentul când iau această chestie și duc totul într-o parte, asta înseamnă că XY plus X plus Y plus 1 mai mare ca 0, mă întreb, că nu știu dacă e adevărat, pentru că eu nu știu că e adevărată chestia asta. Și asta se scrie X plus 1 pe lângă Y plus 1 și cum X e mai mare decât minus 1, deci X plus 1 este mai mare ca 0, Y plus 1 e mai mare ca 0, deci în total este mai mare ca 0. Deci bucata aceasta, care am încadrat-o cu roșu, este cu o inegalitate care trebuie, în loc de semnul acela de întrebare, să accept că este adevărată. În partea aceasta, când grupez, duc pe X plus Y în partea dreaptă și o să am X minus 1 pe lângă Y minus 1 mai mare ca 0. Mă întreb, pentru că eu nu știu că acest semn este cel bun. Dar acesta este negativ, pentru că X este mai mic decât 1 și Y e mai mic decât 1, dar negativ ori negativ e pozitiv. Deci practic, din X în minus 1, 1 și Y în minus 1, 1, am reușit să arăt că X steluță Y aparține lui minus 1, 1. Deci, cu alte cuvinte, operația
x steluță y egal cu x plus y supra 1 plus xy este bine definită, este bine definită pe mulțimea, deci operația steluță bine definită pe mulțimea minus 1, 1. Cu alte cuvinte, minus 1, 1 este parte stabilă în raport cu operația. Bineînțeles, voi trebuie, se arată repede de tot că x steluță 0 egal cu 0 steluță x și egal cu x. Deci, cu alte cuvinte, există 0 care este în intervalul minus 1, 1, care îmi face acest serviciu. Deci există element neutru. Pentru orice x există minus x. Deci când x este în minus 1, 1, datorită simetriei intervalului, minus x este în minus 1, 1 și se observă că x steluță minus x egal cu minus x steluță x și este egal cu cât vă dă, adică x plus minus x supra 1 minus x pătrat, adică 0, adică elementul neutru, deci rezultă minus x este element simetric în raport cu steluță pentru x, așa, iar ceea ce este foarte important, deci mă întorc pe pagina aia că aici am să trag cu roșu, este ușor de observat că x steluță y egal cu y steluță x, deci cu alte cuvinte că avem și comutativitate. Deci, bună definire am, element neutru am, element simetric am, comutativitate am și asociativitate. Păi, x steluță y, așa, asociat, compus cu z, este, păi, este x steluță y plus z supra 1 plus x steluță y ori z. Dar x steluță y este x plus y supra 1 plus xy, așa, plus z, totul pe 1 plus x plus y supra 1 plus xy, totul mulțit cu z. În momentul când fac calculele, aici am dă x plus y plus z plus xyz și jos îmi dă 1 plus xy plus xz plus yz. Și la fel, în momentul când voi calcula x steluță y steluță z. Absolut la fel. Deci, cu alte cuvinte, am și asociativitate. Deci, practic, am că mulțimea minus 1, 1 în raport cu operația steluță este grup abelian. Bun, acesta este un exercițiu foarte util pentru copii să-l facă și cred că mai util este ca profesorul să comenteze despre acest exercițiu următorul lucru. Când x tinde către 1, x steluță y supra 1 plus xy, scuzați-mă, x steluță y, care este x plus y supra 1 plus xy, tinde către 1 plus y supra 1 plus y, adică 1. Deci, practic, 1 steluță y este un 1. Asta la limită, da? 1 la limită. Suntem conduși la o asemenea relație. Adică, acest grup îmi transformă un număr
finit în infinit. Pentru că în momentul când spui x plus infinit, este totdeauna infinit. Deci 1 joacă rolul lui infinit. 1, deci cu alte cuvinte, este foarte, foarte ok să le spuneți copiilor acest lucru și bineînțeles și minus 1 steluță Y, faceți calculul, dă minus 1. Deci aceasta este o chestie de genul X minus infinit este minus infinit. Deci cu alte cuvinte, 1 și minus 1 devin infiniți. Infinitul de la stânga și infinitul de la dreapta din mulțimea numerelor reale, pentru că se poate demonstra că există un izomorfism, există F definit pe R cu adunarea, cu valori în minus 1, 1 cu steluță, izomorfism de grupuri. De grupuri. Deci, practic, eu v-am ajutat prin acest raționament să întrevedeți cine este infinitul. De ce s-ar întâmpla asta? În fizică, viteza luminii nu este depășită. Nu este depășită de o altă viteză a unui corp, particulă și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, viteza luminii este ceva care nu este depășit. Și având în vedere că într-un sistem de coordonate, hai să-l punem T, O, Z. O dreaptă de acest tip. Hai să numim asta, axa asta O, tau. Axa asta O, tau. Are ecuația Z. Nu vreau să schimb culoarea. Z egal cu V. T, adică cu alte cuvinte, V-ul acesta, dacă ăsta este alfa, V-ul acesta este ca și M, adică tangentă de alfa. Deci, cu alte cuvinte, un obiect care se mișcă cu viteză constantă V, se mișcă pe această dreaptă o tau. Să presupunem că viteza luminii este Z, deci viteza unei particule care se mișcă cu viteza luminii este vizualizată pe o curbă de forma Z egal cu T sau Z egal cu minus T dacă se mișcă în sensul acesta. Deci cu alte cuvinte ați creat. Deci corpurile se pot mișca cu viteză constantă numai apropiindu-se de axele verzi, în sus și în jos. Deci nu se poate întâmpla să existe un corp sau o particulă care să aibă această traiectorie. Pentru că ar viola o axiomă care ne spune că viteza luminii nu este depășită. Asta este o axiomă. Așa. Și nu numai că nu este depășită, dar ea are o aceeași valoare în absolut toate sistemele astea de referință care stau pe loc sau se deplasează cu viteză constantă. Deci, cu alte cuvinte, în ceea ce numim repere inerțiale. Deci, de asta este necesar
să poți să creezi infiniți finiți. Pentru că în fizică există cantități care devin infiniți, adică nu pot fi depășite de ceva. Deci nu pot să fie depășite de ceva. Iar cei care ați făcut cu mine porțiunea aceea de fizică, știți că, mă rog, toate lucrurile acestea de teoria răsânsă a relativității, că există o matrice care are forma 1 supra radical din 1 minus V pătrat 1 V V 1, care se notează cu LV de la Lorentz la viteză V, și că matricea asta descrie următorul lucru. În momentul în care eu mă aflu într-un sistem oprim tau psi care se deplasează cu viteză V și cineva stă pe o bancă într-un sistem de referință fix TOZ, așa, și conform postulatelor lui Einstein, aceasta este viteza luminii în acest, acestea sunt particule care merg cu viteza luminii în acest sistem. Acestea sunt particule cu care merg cu viteza luminii în acest sistem. Adică viteza luminii este aceeași, adică aici este ecuația Z egal cu T, Z egal cu minus T, ăsta este psi egal cu tau, psi egal cu minus tau. Dacă văd sistemul acesta de aici, primul, desenat împreună cu al doilea, atunci desenul trebuie să arate așa. Acolo tau este asta, adică exact dreapta Z egal cu VT și cealaltă axă este astfel încât, asta este axa opsi, astfel încât asta Z egal cu tau să fie și psi, Z egal cu T să fie și psi egal cu tau. Și la fel cealaltă de jos, asta să fie psi egal cu minus tau. Și atunci, asta, de ce se întâmplă asta? Pentru că un sistem de coordonate poate să arate și așa, și când liniezi, adică faci caroiajul corespunzător acestui sistem de coordonate, ceea ce voi desena acum eu cu roșu aici, asta este originea, și asta care merge așa, este, aici este dreapta o tau, oprim tau, o egal cu oprim aici. Și asta este oprim psi. Asta este psi egal cu tau într-un sistem strâmb. Și trecerea de la sistemul strâmb de coordonate, deci de la ăsta care ar fi cu caroiajul așa aici, la cel care este cu caroiajul drept aici, se face prin matrici de acest tip. Iar când faci prin matrici de acest tip, dacă în loc de V, tu scrii tangentă hiperbolică de alfa, atunci 1 minus tangentă hiperbolică la pătrat de alfa vine 1 minus sinus hiperbolic la pătrat de alfa pe cosinus hiperbolic la pătrat de alfa, deci dă cosinus hiperbolic la pătrat de alfa minus sinus hiperbolic la pătrat de alfa supra cosinus hiperbolic la pătrat de alfa, iar asta este 1. Deci, cu alte cuvinte, în fața, în momentul când iau radical din asta, trebuie să iau radical din asta, trebuie să iau radical din asta și este 1 pe cosinus hiperbolic de alfa. Deci asta înseamnă că matricea Lorentz va veni 1 supra 1 pe cosinus hiperbolic de alfa. Deci aici o să vină cosinus hiperbolic de alfa, aici o să vină sinus hiperbolic de alfa, sinus hiperbolic de alfa și cosinus hiperbolic de alfa. Deci, aceasta fiind o matrice, să spunem, de tip B-alfa. Deci, vechea matrice admite o reprezentare trigonometrică echivalentă, iar în momentul când
tu te apuci, atenție, asta aici este problema. Tu te apuci pentru matricea LV, asta a fost în plus, LV, și o înmulțești cu L, hai să notăm LV1, LV2, LV1 ori LV2. Păi, acest lucru înseamnă că ai 1 supraradical din 1 minus V1 pătrat și prima matrice este 1V1, V1, 1 și o mulțești cu 1 supraradical din 1 minus V2 pătrat, 1V2, V2, 1. Ceea ce obții, atenție, când faci calculele, va fi 1 supraradical din 1 minus, pur și simplu, V1 plus V2 supra 1 plus V1 V2 la pătrat și aici 1 V1 plus V2 supra 1 plus V1 V2 V1 plus V2 supra 1 plus V1 V2 și 1, deci ceea ce obții este L indice V1 steluță V2, adică vechea lege de compoziție. Deci, legea aceea de compoziție, legea aceea de compoziție, deci vechea lege de compoziție, adică V1 steluță V2 egal cu V1 plus V2 supra 1 plus V1 V2, îmi spune, practic, cum se adună vitezele, cum se adună vitezele în teoria restrânsă a relativității. Bun, deci trebuie să colorați astfel lucrurile în fața elevilor, pentru că colorându-le astfel, ei ajung să zică, dom'le, într-adevăr, matematica asta pare să exprime ceva. Sigur că nu trebuie să expuneți cu viteza cu care expun eu, pentru că viteza care, cu care expun eu nu este cea mai fericită chestie pe care... Voi când faceți, în primul rând, că un asemenea comentariu e suficient dacă îl faceți într-o oră. Adică lor le ia mult timp să digere informația, așa cum probabil, pentru că voi n-ați făcut, să spunem, mecanică cuantică, v-ar lua mai mult timp dacă ați digera următoarea informație. Deci, hai să luăm o informație, să vedem ce înseamnă să luăm o informație și să vedem această informație cum funcționează. Vreau eu să consider un obiect pe care să-l cheme... Hai să-l notăm cu P mare, P mare, și să îl punem să fie D supra DX. Din punct de vedere al mecanicii cuantice, nu este așa exact, dar eu vă iau această derivată. Deci, cu alte cuvinte, P acționează asupra unei funcții F după regula o derivează, df către dx. Deci, toată lumea înțelege chestia asta. Bun. Și să mai construiesc o nenorocire din asta, să construiesc un operator x mare, care în momentul care... după următoarea regulă, x mare în momentul când îl aplici lui f de x, când îl aplici lui f de x, bineînțeles că aici aplici lui f de x ca să se înțeleagă că funcția trebuie să fie de variabila x ca să o derivezi, când x mare îl aplici lui f de x, este x înmulțit cu f de x. Deci, avem aceste două obiecte.
X mare, deci practic când ai, ca să spunem așa, reprezentarea lui X mare, el acționează după regula pe care ați văzut-o, iar P mare acționează după regula pe care ați văzut-o. Și acum, eu zic așa, mă interesează cum acționează X mare, P mare, comutator, ca la algebră, asupra unei funcții f de x. X mare, P mare, cum acționează asupra unei funcții f de x. Și o să zic, păi, asta înseamnă că am x mare, P mare, minus P mare, x mare, totul acționând asupra lui f de x, care este x mare, P mare, de f de x, minus P x de f de x, care este mai departe x mare de P mare de f de x, minus P mare de x mare de f de x. Adică este mai departe egal cu x mare, P mare de f de x, este de d ron f către dx în x, minus P mare de x f de x, care e egal mai departe, x mare acționează asupra acestei funcții cu un x mic înmulțit cu funcția, cu df de x în x, minus, aici trebuie să derivez, este d către dx din x f de x, care este x df către dx în x, minus, derivez pe x și rămâne f de x, și acum las pe x nederivat și îl pun pe df către dx în x. Ăsta cu ăsta se duce și acum cu roșu, aici ca să se vadă, constat că x mare P mare aplicat lui f de x egal cu minus f de x. Deci, cu alte cuvinte, mai puțin că mi s-a desfăcut vârful, cu alte cuvinte, rezultă că x mare P mare este minus identitatea. Este minus identitatea. Pentru că pentru orice f este minus f. Minus identitatea. E clar că în momentul când calculați P mare, x mare, ca să spunem așa, având în vedere că P mare, x mare este minus x mare, P mare, așa, răspunsul va da minus, minus identitatea. Adică va da identitatea. Și acum, având aceste lucruri în minte, adică știu pe mine ca fiind o care este de derivare și pe x ca pe operatorul care asociază x micul, adică poziția, mă întreb, pot să văd această egalitate, cu ajutorul unei matrici? Deci există A mare matrice, cum vreți voi, pătratică de orice ordin vreți voi, deci n, n, de ce? B mare, m, n, n, de ce? Cu proprietatea că AB minus BA egal IN. Această problemă
este în manualul de clasa 11-a. Deci există A mare, B mare din matrici pătratice cu coeficienți complexi, astfel încât AB minus BA, AB minus BA, toată lumea abia a văzut acum că asta înseamnă A, B, comutator. Care să fie IN și pentru că voi sunteți la facultatea de matematică, ați făcut algebră, de-ați rupt, așa, atunci când luați, când faceți o asemenea problemă la soluție, spuneți așa, presupunem prin absurd că există AB puncte, puncte, astfel încât AB, scuzați-mă, AB minus BA să fie egal cu IN. Așa. Rezultă, în momentul când luați tras de AB minus BA, trebuie să fie tras de IN. Dar trasul matricii unitate este N, pentru că matricea unitate are 0 peste tot și 1 pe diagonala principală. Deci trasul ei este N. Suma elementelor de pe diagonala principală este N. Dar tras de AB minus BA, asta ați învățat la algebră că este tras de AB minus tras de BA. Dar se demonstrează că tras de AB este tras de BA. Este destul de simplu de demonstrat. Nu mai intru peste ceea ce au făcut profesorii de algebră de la noi. Și atunci rezultă că 0 egal cu N, contradicție. Deci, practic, răspunsul este nu există. Deci nu există asemenea matrici. Asemenea matrici. Deci, practic, nu există matrici care să mimeze, ăsta se numește operatorul de derivare, operatorul de derivare, și acesta se numește operatorul de poziție. De poziție. De fapt, acesta e puțin mai mult decât operatorul de derivare, are niște constante în față și este impuls, este un impuls din punct de vedere funcțional, iar celălalt este o poziție din punct de vedere funcțional. Deci nu există posibilitatea de a face analiză funcțională pentru obiecte diferențiale prin obiecte algebrice. Este o problemă foarte importantă. Copiii trebuie să aibă șansa de la profesorul lor să vadă astfel de chestii. Și voi, dacă faceți acest master, cam trebuie să le oferiți multele lucruri pe care vi le-am spus eu, s-ar putea să nu le puteți oferi, pentru că nu toți copiii au dorința asta deosebită de a învăța matematică. Dar dacă aveți pe cineva care vrea să învețe matematică, este cel mai frumos lucru pe care îl puteți face să-i oferiți. Deci fiți cei care oferă și atunci e, adică vă îndepliniți cu adevărat misiunea de profesori. Ok, deci este clar, sunteți două persoane. Vă mulțumesc că ați participat. Dacă aveți întrebări însă, sigur că dacă aveți întrebări o să vă răspund. Domnule profesor, aș avea eu o întrebare. Da, Vladimir, te rog frumos. În legătură cu măsurătorile despre care ne-ați vorbit la început, ce s-a schimbat între timp? S-a schimbat metoda de calcul sau pur și simplu precizia instrumentelor cu care calculăm? Sau ambele? Și s-au schimbat instrumentele, în primul rând. La ora actuală, precizia este foarte, foarte mare. La ora actuală putem să măsurăm nu numai distanța Pământ-Soare sau Pământ-Lună. Sau... Deci putem să măsurăm distanțe până la stele foarte îndepărtate sau chiar până la galaxii foarte îndepărtate. Deci s-a schimbat totul. Evoluția științei
a condus la evoluția, cum să spun, aparatelor de măsură, a materialelor din care sunt făcute, există o știință a materialelor și astfel toate lucrurile care erau de neînchipuit chiar acum 20 de ani, acum au devenit posibile. Deci avem posibilitatea să trimitem, după cum ai văzut, pe Marte rovere, să facem acolo într-o atmosferă care este 1% din concentrația atmosferei Pământului ca obiecte să zboare, deși densitatea acelei atmosfere este extrem de scăzută, deci totul s-a schimbat. Dar esențial este, și asta trebuie să rețineți din această oră, este rolul pe care matematica îl are ca să explice lucruri din realitatea înconjurătoare. Unele lucruri sunt cu aproximație mai mare, altele sunt cu bătaie științifică mai profundă. La început sunt cele cu aproximație, cum le-ați văzut în cazul matematicii grecești și a modului în care ei doreau să înțeleagă lumea. Deci chiar spuneam că Pitagora vorbea de unde staționare. Așa, de unde staționare, și cu undele alea staționare încerca să explice armonicele și să înțeleagă cum funcționează instrumentele muzicale. Și folosindu-se de lucruri extrem de mărunte ca teorema lui Pitagora, teorema lui Tales și evident teorema Pitagora și funcțiile trigonometrice care rezultă din ca o consecință a teoremei lui Pitagora. Așa, să ajungă să facă măsurători de tipul celor pe care le-ați văzut. Dar, după cum ați văzut, matematica ne-a dus teoria grupurilor matrici infiniți reprezentați prin numere finite datorită, ca să spunem așa, dacă ne gândim bine, datorită izomorfismului de grupuri pe care l-am menționat, apare această legătură, dar cu implicație în fizică, o implicație directă. Adică aceasta este o situație posibilă, că un elev poate să întrebe, dar de ce îmi spuneți, domnul profesor, că un infinit poate să fie finit? Uite de ce, pentru că lumea asta, viteza luminii nu se depășește. Eu v-am făcut pentru cazul în care viteza luminii am considerat-o 1, adică am schimbat unitățile de măsură și am pus-o 1, dar puteam să o las ce, și atunci grupul era de forma V1 plus V2, totul pe 1 plus V1 ori V2 pe C pătrat. Și atunci era între minus C și C. Exact cum se întâmplă, ca să spunem așa, în natură. În natură pentru sistemele acestea care sunt inerțiale, adică sistemele care stau în repaus sau care se deplasează cu viteză constantă. Deci asta a fost jocul din cursul de astăzi, iar referitor la întrebarea ta, răspunsul a fost s-a schimbat tot. De la matematica care descrie și modul în care se poate măsura. La ora actuală există radiotelescoape care măsoară folosindu-se de undele care sunt trimise până în obiectul acela și se reflectă asta pentru obiectele apropiate. Dacă nu, se fac alte măsurători. Deci distanța este dedusă din spectrometrie, adică cu alte cuvinte, cu un spectrometru în funcție de intensitatea respectivului obiect, adică așa cum am discutat stelele sau luminile care le vedem în cer, ca să spunem așa, au un spectru care poate fi văzut de un spectrometru. În funcție de intensitatea luminii pe acel spectrometru putem să deducem distanța la care suntem folosindu-ne de legea lui Hubble. Deci asta este, aceasta este ideea. Avem nenumărate alte
metode de a vorbi despre calcul. Dar gândiți-vă că în urmă cu 2500 de ani, ca să spunem așa, au fost persoane care și-au pus problema să înțeleagă măcar puținul acela. Vă dați seama ce satisfacție trebuie să fie avut oamenii aceia când au înțeles că pot să calculeze cât de mare e soarele, să-l compare cu pământul, să vadă cât de mică e luna în raport cu pământul și toate chestiile astea folosindu-se de natură și de matematică. Cam asta este. Mulțumesc, e ok? Ok, cred că este suficient. Am să opresc înregistrarea. Te rog să-mi trimiți și mie, Vladimir, da? Mulțumesc sigur, foarte sigur. Mult. La revedere, sănătate la revedere, și mulțumim. Sărbători fericite pentru toți. Mulțumim asemenea.